poziția numărul 5, dacă nu mă înșel. Mă bucur că deja le-am pierdut numărul, deși suntem la început. În mod tradițional, în fiecare lună organizăm cel puțin un seminar cu fondatorii startup-urilor pe care urmează să fie listate. Azi, în mod excepțional, avem și o excepție, un startup care a fost listat și nu ne-am așteptat ca până astăzi să fie încheiată campania. Vom vorbi separat de această experiență. Vă punem față în față cu fondatori și vă dăm oportunitatea să adresați întrebărilor. Tocmai din credința noastră, ca platformă care facilităm accesul la investițiile în startup-urile tech din România și mai nou într-un model internațional de business sau accesul la startup-uri internaționale, tocmai pentru că suntem convinși că calitatea fondatorilor contează într-o proporție semnificativă în decizia de investiție a celor care au apetit pentru această zonă de investiții în startup-uri tech. Trecem direct la prezentarea celor trei fondatori prezenți astăzi, cărora le mulțumesc pentru disponibilitate și pentru interesul de a se afla în fața voastră. Și o să-i nominalizez, după care, ca să câștigăm timp, vom intra direct în prezentările fiecăruia dintre ei. Avem astăzi alături pe Bogdan Lițescu de la Plentonep, un software as a service care e mai mult decât atât, o companie care propune digitalizarea în regim low-code a companiilor, enterprise. Avem pe Mihai Drăgan de la Oveit, o companie care are focus pe tehnologia experiențelor live și mai nouă platformă de live stream shopping, de care vă va vorbi Mihai mai târziu. Și în ultimul rând, Marian Velicu, fondator Benefito Mobile, primul operator în regim MVNO din România. Iar mă bucur că avem mai multe noutăți în seara asta, ca de obicei, pentru că ne adresăm unei piețe de startup-uri inovative. Acestea fiind zise, vom trece la Bogdan, care deja, din păcate sau din fericire, un fapt consumat din punct de vedere al campaniei de equity crowdfunding care a avut loc marți. După cum vă spuneam, noi ne-am așteptat campania să fie întoi după două zile, dar probabil că lumea fiind flămândă după sărbători, dar cu siguranță sunt și alte motive, am marți, după câteva ore de la startul campaniei publice, campania s-a și închis și chiar cu oversubscription. Și așa că să dau un pic din casă, marți, noi știm că Bogdan funcționează pe un FUS american, o parte din echipă lucrează acolo și Bogdan stă noaptea până târziu ca să lucreze cu echipa din America. Eram un pic derutați ce să facem, cum să-l trezim pe Bogdan din somn la ora 11 după o oră de campanie, pentru că ne apropiam de finalul, de atingerea sumei maxime deja propusă investitorilor Seed Blink în campania publică. Și da, am reușit să-l trezim pe Bogdan cu acest mesaj că ai strâns 620.000, ce facem, majorăm campania la 720.000, și am primit acceptul lui la o oră destul de matinală pentru el. Bine ai venit, Bogdan, și cum aș începe chiar cu întrebarea asta, cum ai simțit derularea campaniei pe Seed Blink, mai ales că tu ai experiență de equity crowdfunding pe Republic în Statele Unite, un alt fel de campanie, poți să faci o mică comparație între cele două experiențe pe care le-ai avut? Desigur, salutare Andrei, salutare tuturor. Mă bucur mult să fiu aici, mă bucur mult de succesul pe care l-am avut cu campania pe Sibling și cumva pentru noi, când am ales să facem equity crowdfunding și am început pe o platformă în state, am plecat fix cu ideea asta la drum, că în loc să trecem printr-un proces cu VCs, care, mă rog, anul trecut a fost și contextuală decizia asta, că era în plină pandemie, la începutul pandemiei când am luat decizia asta. Dar am zis, hai să vedem ce avem. Avem oameni, avem comunitate, avem clienți, avem network.
Știi? Și avem mulți oameni care sunt dispuși să pună o sumă mică de bani, dar în același timp e mai mult decât atât, e un parteneriat. Noi am văzut-o ca o democratizare a accesului la capital. Și ce s-a întâmplat pe Sibling cumva vorbește foarte mult și despre maturizarea pieței de capital din România. Că probabil foarte mulți dintre voi știți, noi am fost la 500 Startups în San Francisco din 2019, în octombrie, până în aprilie anul trecut. Și pot să zic cu mâna pe inimă, pe suflet, și că nu am văzut startup-uri sau antreprenori acolo mult mai capabili decât avem noi în România, decât am văzut în cercurile mele din România. Ce e foarte diferit e accesul la piața de capital. Sunt mult mai mulți bani acolo și cu bani rezolv multe probleme rapid. Și asta mi-a plăcut acum la Sibling, denotă maturizarea pieței de capital, știi? Și creează multe noi oportunități, multe noi șanse pentru antreprenorii români. Și sunt foarte, foarte bucuros să văd chestia asta aici la noi. Și iarăși am primit o întrebare de ce a mers mai bine Sibling decât Republic, știi? Și cred că e foarte, foarte interesant de îmbrăcat asta și în contextul de, cum să zic, piață, PR, marketing, știi? Deși la noi majoritatea clienților, majoritatea partenerilor sunt din state, cum să zic, în state suntem un startup, între alte milioane de startups, într-un, cum se numește acum, un red ocean. Știi? Pentru România suntem un startup care deja ne-am internaționalizat, deja suntem în state, deja avem angajați în state. Adică ne diferențiem foarte mult față de alte startup-uri de aici și cumva asta e și ce răspundesc eu în jurul meu. Cunosc foarte multe startup-uri care sunt în mindset-ul ăsta. Hai să începem din România și dacă reușim în România, reușim oriunde, știi? Nu e așa, știi? Până reușești în România, pierzi multe, multe oportunități. Știi? Și atunci mai bine încep din afară și modul ăsta de a strânge bani prin equity crowdfunding e un instrument foarte bun de a strânge oameni care înțeleg viziunea asta internațională. Super! Mersi frumos, Bogdan. Poate facem un interviu mai extensiv cu această experiență comună pe care am avut-o, mai ales că Plant & Nap e cea mai mare campanie ca sumă de equity crowdfunding pe care am organizat-o până acum pe Sibling și e și pentru noi un fanion important. Felicitări și hai să trecem pentru audiența prezentă astăzi și care nu cunoaște foarte bine Plant & Nap, chiar dacă e campania consumată, dacă poți în 3 minute să ne prezinți decul Plant & Nap. Sigur. Se vede tot ok ecranul? Da. Perfect. Bun, deci vorbind de ideea de democratizare, noi credem în același lucru și pe partea de software development. Și așa ne și poziționăm ca o platformă de low-code care democratizează development. Adică nu mai depinzi doar de echipele tradiționale de developeri ca să construiești sisteme complexe, nu sisteme simple. Acum sunt multe alte roluri de la business, oameni de business, dar project manager, business analyst și alte roluri care se implică ca să colaboreze direct pe platformă, adică lucrând, nu producând documente, nu producând specificații, producând software funcțional. Și low-code e un concept foarte hot acum în lume, se întâmplă foarte multe lucruri, dacă sunteți interesați să faceți un Google search după low-code, o să fiți impresionați, dar așa ca să-l descriu într-un mod simplu, universal, low-code este un nou mod de a scrie software, care este de 20 de ori mai rapid decât a scrie tot codul custom de mână și salvează 80% din costurile totale de development. Și se prezice a fi o chestie foarte, foarte mare. Gartner prezice că 65% din developmentul care se întâmplă în organizațiile medii și mari se va întâmpla cu low-code în următorii 4 ani. Și piața va crește la 52 de miliarde de dolari. Și probabil cel mai ușor mod de a explica ce e low-code, o să vă arăt un exemplu ce fac clienții Plant & Nap cu platforma noastră. Aceasta este o universitate din Glasgow, Strathclyde, și au făcut un sistem ca să gestioneze testarea celor 20.000 de studenți pe care i-au testarea de COVID. Și dacă puteți să ghiciți cât timp a luat să facă acest sistem, ei bine, a luat 2 zile. Și am avut un case study pe care o să-l publicăm curând cu universitatea. Comparativ cu custom development, ar fi luat 12 săptămâni. Sau cu alte platforme de low-code pe care le are universitatea, ar fi luat 4 săptămâni. Ca să înțelegeți diferența de magnitudine.
Și cam asta este platforma noastră și abordarea noastră unică de a crea mediul ăsta colaborativ între IT și non-IT și prin aducerea tool-urilor pe care programatorii și oamenii de business deja le folosesc. Adică am adus tool-uri de business process modeling, am adus GitHub, am adus programe de limbaje de programare. Nu îi forțăm să învețe ceva nou. Ceea ce înseamnă o curbă de învățare mult mai lină și o adopție mai rapidă și, în cele de urmă, livrare mai rapidă a sistemelor. Am crescut foarte bine anul trecut. Noi ne-am lansat public pe la sfârșitul 2019, deci majoritatea lucrurilor s-au întâmplat anul trecut. Avem 48 de clienți, anul trecut am generat jumate de milion de dolari în revenue și am crescut cam 15% în fiecare lună. Clienții noștri, în mare, ne concentrăm acum în healthcare, unde avem use case-uri de genul portale pentru pacienți, sisteme de beneficii de tip EAP, adică Employee Assistance Program, se numesc în US, telemedicină, appointment-uri, use case-uri de genul ăsta. Majoritatea clienților sunt în US, dar avem și în Australia, Europa de Vest, chiar și în România câte unul. Avem și alte sectoare unde avem deja un tracțiune și succes, education, government, asociații și servicii financiare. Bogdan, un minut dacă poți, da, văd că ești pe final. Sigur. Am terminat, adică ăsta e ultimul slide. Bănuiesc ca să vrei să termin. Ca să dăm predăm ștafeta după care revenim. Da, da, da. Cam asta e Plant & App. Cât la sută din echipă e US-based și cât e în România? 19 sunt în România și 5 oameni sunt în state. Și ce e și important de știu că Plant & App e un spin-off din alt business de developer tools. Astfel că noi, asta e tricul, n-am plecat chiar de la zero, am refolosit multă tehnologie, parteneriate și chiar și angajați. Am angajat din rândul foștilor noștri clienți. Vă mulțumesc Super. Pentru atenție. Mulțumim frumos și încă o dată felicitări pentru succesul campaniei pe Seedlink și, bineînțeles, mulțumim investitorilor care ți-au dat votul de încredere. Da, mulțumesc. Revenim la Plant & App. Acum trecem la campania care e în pregătire pe Seedlink. Mihai, bine ai venit din nou, oveit. Și încep cu o întrebare de încălzire înainte să treci în pitch-ul propriu-zis. Cum a început povestea startup-ului vostru și când a început? Povestea noastră a început... Acum e un nou început, într-un fel. Da, 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 da. Da. Povestea noastră a început în 2015, pe la sfârșit, când ne-am gândit că putem să facem experiențele live, evenimente, festivaluri, conferințe mai bune decât sunt în momentul ăsta. Și ne-am dat seama destul de repede că e zona în care ne putem integra cel mai bine. Ok, n-a fost chiar atât de repede, au fost 2 ani. Zona în care ne putem integra cel mai bine și unde putem să creștem cel mai bine este zona de live experiences shopping. Dacă vă mai aduceți aminte din secolul trecut, când mergeam la festivaluri, plățile acelea cu brățările. Noi am construit o tehnologie care permite operarea plăților și operarea tranzacțiilor între comercianți și participanți la numere foarte, foarte mari, adică sute de mii de oameni, chiar și atunci când nu există internet în locație. Ceea ce ne-a propulsat destul de repede, suntem una dintre top 4 companii care fac lucrul acesta în lume, iar pe această idee... Ne-am mutat în 2019 la început, în Austin, Texas, în Austin înainte să fie cool Austin-ul, și de acolo am început să deschidem parteneriate, atât în US, cu companii din zona experiential marketing și experiential shopping, cât și cu parteneri de distribuție în Africa de Sud, în Japonia, în UK și Irlanda. Pe undeva pe la sfârșitul lui 2019, ne-am dat seama că există o opțiune în care am putea să mutăm ceva din ceea ce făceam noi și în zona de online, adică partea aceasta de shopping experiențial să-l ducem și în online. Și aici s-a născut ideea incipientă pentru ce este acum streams.live, acest live stream shopping. Ideea era că dacă tu ești la festival, spui prietenilor că ești la festival, ei stau acasă, se uită la muzică și în același timp poți să și cumpere lucrurile care sunt pe acolo. Și de aici s-a născut live stream shopping. Ok, acum cred că terenul e pregătit pentru deck-ul propriu-zis. Care okay.
O să te să sun clopoțelul dacă cumva te apropii de final, ca să știi. Ok. Imediat. Sper că îmi vedeți Da, e ok. Ecranul. Ok, conceptul se numește live stream shopping și Andreessen Horowitz, celebra firmă de venture capital din Silicon Valley, l-a numit The Retail Killer App în decembrie 2020, destul de recent. Este ideea de a prezenta niște produse foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă în momentul acesta, live, către diversi consumatori, cu diferența că poți să și cumperi produse. Dacă în momentul acesta n-aș prezenta o vizie, aș prezenta telefonul ăsta, exista un buton undeva acolo, apăsați pe el și îl cumpărați în timp ce eu îl prezint. Sau cineva care este mai priceput în vânzarea de telefoane. Compania noastră este bazată în momentul acesta în Austin, în Texas, care, nu știu dacă știți, este statul în sine, nu US, este a 10-a economie din lume și avem o tracțiune destul de bună în momentul acesta, pornind de acolo. Ideea pe care ne bazăm este că acest moment, adică efectiv acest moment, este momentul în care se întâmplă cea mai mare schimbare din comerț din ultimii 70 de ani și credem că și noi, și îi invităm și pe cei care sunt alături de noi, credem că putem să facem o parte din ea. Și de unde vine această schimbare? E bine, în ultimii 70 de ani, în termen de comerț, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Dacă vedeți aici în imagine, JCPenney arată în 2019, arăta pentru că au intrat în faliment, arătau foarte asemănător în 2019 cu ceea ce se întâmpla în 1940. Conceptul de supermarket, conceptul de magazin, a avut o serie de inovații în anii 1940-1970, dar s-a oprit în punctul acela. Și nici e-commerce-ul nu s-a schimbat foarte mult, deși liderul Amazon este văzut ca un mare inovator și inovează în foarte multe locuri, din punct de vedere logistic, automatizare, informații de chestiuni legate de preț, supplier, marketplace, etc. Din punct de vedere al interfeței, este exact aceeași interfață ca acum 13 ani. Am căutat pe Wayback Machine imaginea Amazon, care este surprinzător de asemănătoare acum cu ceea ce era în 2007. Imagine, text, preț, reviews, add to cart. Același model este peste tot în lume. Și e normal să fie așa, pentru că până în 2019 inclusiv, lucrurile au crescut constant. Retailul a crescut constant. Până în 2020, când lockdowns și ceea ce s-a întâmplat cu COVID și ceea ce s-a întâmplat după aceea cu magazinele care s-au închis și toate schimbările acestea au pus în mișcare tot sectorul de retail. De la supply chains până la magazine care au fost închise, 20.000 de magazine închise în US doar în 2020, până la schimbările pe care au trebuit să le facă magazinele de e-commerce, unele pentru a supraviețui, iar unele pentru a face față cererii, totul s-a schimbat. Practic, retailul într-o mare bucată și dacă nu știu dacă știți, până în 2019, retailul offline în US însemna 89% din totalul retail. E practic, acest retail a avut acest apocalypse moment în 2020. Dar există o soluție și noi credem că această soluție este live stream shopping. Să știi, 2 minute, scuze că spun. Da, da, da. Spune. Două minute, ca să știi cum să calibrezi. Ah, okay. Ok. Deci aceasta este soluția pe care o aducem noi. Și până în momentul acesta am ajutat companii, precum cea de aici, să vândă diverse produse și servicii, începând de la produse de frumusețe până chiar la mașini la sfârșitul anului trecut. Întrebarea este, de ce noi? Pentru că este un trend atât de mare, de ce tocmai noi am putea să câștigăm în această direcție? Pentru că avem tehnologie stabilă și puternică, lucrăm împreună de 10 ani, am făcut un exit anterior într-o companie de omnichannel retail, avem peste 3.000 de clienți care folosesc soluțiile noastre pentru experiențe live. Soluția noastră de cashless payments pentru live experiences în persoană este acum una dintre top 4 global și avem parteneri de distribuție cam peste tot în lume. Motivul pentru care trebuie să facem lucrurile astea acum
este că există o schimbare la nivel de generație în termen de consum. Tinerii mai degrabă cumpără de pe Instagram și Snapchat decât de pe Amazon. Locul în care ne poziționăm noi este în zona de live stream shopping pe mai multe canale, în zona B2B. Din zona aceasta observăm o piață potențială până în 2023 de 50 de miliarde din totalul de piață care este creată în momentul acesta, as we speak, de $1 trilion până în 2023. Modelul este că vinde B2B, există o implementare copy-paste, iar clienții potențial interacționează cu produsul nostru și devin și ei clienți ai noștri. Ne așteptăm la o creștere a veniturilor noastre de aproape dublu în 2021 față de anii anteriori, continuând această creștere pe trendul creșterii live stream shopping. Strângem în momentul acesta 400.000 de euro pentru a face față creșterii accelerate din momentul acesta, care să ne consolideze creșterea până la momentul de Series A, pe care îl așteptăm la sfârșitul anului, unde așteptăm să strângem o rundă de între 3 și 5 milioane de dolari. Printre investitorii anteriori, puteți vedea Gapminder, unul dintre VC leading din România, Capital Factory, cel mai activ VC din Texas și International Accelerator, fondat de liderul Camerei de Comerț din Texas. Vă invităm alături de noi pe drumul acesta minunat pe care l-am început în a deveni lider în live stream shopping. Super, mulțumim frumos, Mihai. Revenim la Ovid și la proiectul tău nou. Acum e momentul să dăm microfonul lui Marian. Bine ai venit, Marian. Bună seara tuturor, mulțumesc de oportunitate. Pe tine te-aș întreba de încălzire ceva diferit, pentru că știu că ai activat destul de mulți ani în corporații de telecom. Și cum ai decis că a venit momentul să ai proiectul tău, să devii antreprenor? Da, ai perfectă dreptate. Pot să spun că decizia pe care am luat-o a venit după mai bine de 30 de ani de activitate ca și angajat. Ceea ce pot să spun că nu a fost deloc simplu, pentru că după rezultate și evoluții spectaculoase în cadrul unor corporații de talia Vodafone, este foarte greu să faci pasul către zona privată, să devii investitor și, pe de altă parte, un antreprenor. Practic, după 15 ani pe care am petrecut în Vodafone în diferite poziții executive, în care am dezvoltat și gestionat diferite linii de business de sute de milioane de euro, în 2012 am zis că e momentul să fac și bani și pentru mine. Adică dacă până acum am tot generat milioane de euro pentru Vodafone, am zis că poate e momentul să fac ceva și pentru mine. Și de ce nu și pentru alți investitori? Asta este motivul pentru care m-am decis să-mi folosesc cunoștințele și experiența ca antreprenor și să mă implic în dezvoltarea diverse business-uri, care, să spun așa, nu sunt chiar la îndemâna tuturor. Primul business în care m-am implicat este Veridian System, care este singura platformă ITIS din România care facilitează lansarea operatorilor mobili virtuali. Iar mai nou, în 2018, am hotărât să mă implic și să investesc în Benefito Mobile, lucru pe care, de altfel, îl recomand și vouă. Cam asta a fost istoria prin care eu am zis, e momentul să fac ceva, pentru că deja aveam o vârstă și îmi dădeam seama că dacă nu o făceam atunci, după aceea era prea târziu. Aș zice, welcome to the club. Adică mă regăsesc în același club. Deci ai trăit și tu experiența corporațiilor și știi... Da, doar 20 de ani. Mai aveai timp tu, să știi. Da. Trecem la deck. Ai slide-uri să le șerești? Da. Ok. Uite, sunt pregătit, putem să începem. După cum spune și... 5 minute, să știi. Ok, o să încerc să fiu cât de eficient se poate. Deci, Benefito Mobile, chiar și prin titlu, spune despre ce este vorba. Dar, după părerea mea, este un pic înșelător titlul, pentru că nu vorbim numai de telefonie mobilă. Pe lângă faptul că va exista un produs de telefonie mobilă, venim de data aceasta și cu
un mecanism de atragere și de fidelizare a clienților care să se folosească de telefonul mobil, ceea ce iarăși este o premieră pe piața europeană. Este pentru prima dată când cineva pune pe piață un produs de telefonie mobilă care permite reîncărcarea creditului ca urmare a cumpărăturilor pe care utilizatorul le va face de pe, din diverse magazine, din diverse medii online sau offline. De ce Benefito? Da, foarte multă lume s-a întrebat, băi, dar mai avem nevoie de un SIM card prepaid de telefonie mobilă în România? Eu vreau să spun că totul a plecat de la situația mea personală. Deci eram utilizator activ, frecvent de SIM de telefonie mobilă de 20 de ani, aveam un abonament postpaid, dar în același timp eram nevoit să încarc 3-4 carduri de prepaid pentru părinții mei, pentru soacră mea, pentru fiul. Și de multe ori aveam această dificultate să reîncarc, uitam să reîncarc, nu le mai mergea telefonul și până la urmă am zis că e momentul să vin cu un produs care să adreseze exact acest segment al utilizatorilor care totuși nu au nevoie de un volum foarte mare de trafic, care nu sunt utilizatori intensivi. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că odată cu reglementările care au fost în Europa, tarifele au crescut în România, deci de acum trebuie să plătești cam 8 euro minim pentru un produs prepaid dacă vrei să ai și servicii de roaming. Și ăsta este motivul pentru care ne dorim și vom pune pe piață un produs de telefonie mobilă prepaid total diferit de ceea ce este la ora actuală furnizat de către operatorii tradiționali. De ce și zona de, să spunem așa, mecanisme de fidelizare? Pentru că pot să spun din experiență proprie că m-am tot săturat să primesc carduri de bonificare a diverselor cumpărături, de pe urma cărora se acumulez doar puncte și cu care să nu pot să cumpăr mai nimica. Mi-a cam ajuns să tot lipesc stickere pe diverse cartoane ca eventual să pot să cumpăr un produs aparent la un preț mult mai bun când în realitate același produs îl poți cumpăra de la magazine similare. Și atunci am zis că e momentul să încerc să pun la un loc cele două, să spunem, neajunsuri din piața de telefonie mobilă și din zona de retail și să creez acest mecanism de fidelizare și de atragere de clienți cu ajutorul unui produs de telefonie mobilă. Bineînțeles că este important ca produsul să fie de telefonie mobilă să fie foarte atractiv. Deci nu putem să intrăm pe piață cu un produs care să nu fie sexy. Și atunci vom aduce o serie de diferențiatori care să facă produsul foarte atractiv. Unul dintre situațiile care ne mulțumesc, sau una dintre situațiile care ne mulțumește lumea, este faptul că, domne, de ce trebuie să tot activez eu extra opțiune ca să mă acces la niște tarife normale? Noi vom veni și vom spune, domne, nu va mai fi nevoie să activați nicio extra opțiune ca să aveți niște tarife decente. Mai mult decât atâta, toate tarifele vor fi unice prin faptul că, indiferent către ce rețea suni, fie că este din România, fie că este din Uniunea Europeană, tariful va fi același. Dacă vei fi în roaming, vei plăti același tarif ca și atunci când plătești în România. Cu alte cuvinte, mergem pe simplitate, pe lucruri care să fie ușor de înțeles și ușor de folosit. În plus de asta, produsul nostru de telefonie mobilă va fi primul produs care va permite utilizatorului să se reîncarce, să reîncarce creditul în mod gratuit de pe urma cumpărăturilor pe care le va face în diverse rețele de magazine online sau offline care vor deveni partenerele Benefito. Da, bine, foarte multă lume vine și spune, băi, dar e penetrare pe piața de telefonie mobilă. Sunt SIM-uri câte vrei, gârlă. Da, dar tocmai asta facem noi. Acum venim cu SIM-uri dedicate pentru segmente de piață care nu au produsul adecvat nevoilor de utilizare. De aceea trebuie să vă spun că într-o analiză pe care am făcut-o sunt mai bine de aproximativ 5-6 milioane de pensionari care în realitate n-au nevoie de internet, marea majoritate, sau n-au nevoie de volumele de internet care sunt oferite către operatorii mobili. Cu alte cuvinte, acei oameni plătesc pentru ceva ceea ce nu folosesc. Deci încercăm să adresăm această situație pentru a veni cu produse adecvate diverselor categorii sociale,
Dar aici nu vorbim numai de pensionari, pentru că trebuie să avem în vedere că și noi, ca oameni de business, sau ca și salariați cum am fost, aveam telefonul de la servici, da? Îl plătea compania. Dar cu toții ne dorim să avem propriul nostru număr, propriul nostru telefon mobil, propriul nostru SIM, ca să-l avem ca și număr personal. Până acum trebuia să cheltuim cel puțin 6 euro pe lună numai ca să ținem SIM-ul activ. De acum încolo acest lucru nu va mai costa atât de mult și în plus fiecare va putea să-și încarce creditul ca urmare a cumpărăturilor pe care le va face. Ne apropiem de final, Marian, să știi. Ok. Atunci pot să vă spun doar atât că am testat piața. I-am întrebat pe utilizatori, domne, vă place modelul? Răspunsul îl vedeți în slide-ul de aici. Peste 85% din respondenți au spus că le place modelul și că vor cumpăra un produs Benefito Mobile. Este o rată care pe noi ne-a surprins. Pot să vă spun sincer, nu ne așteptam la un răspuns atât de bun din partea utilizatorilor. Până acum, practic, am făcut toate demersurile ca să putem să ne lansăm comercial. Au fost făcute toate demersurile cu operatorul pe care vom opera. S-au făcut studii de piață. Am lucrat ca la carte, ca și cum am fi lansat un produs într-o corporație de genul Vodafone. Deci am lucrat pe același principii, pe același model și în plus de asta am reușit să și atragem o serie de parteneri încă din faza de început, cum este și Rocais, care ne va finanța cu 150.000 de euro, dar avem și parteneri din zona de retail, cum este Bonusway și Cashback World, care practic au în spate multe alte, să spunem, rețele online de magazine, printre care se numără Kaufland, Selgro, Carrefour și așa mai departe. Ca să vorbim de bani, pentru că ăștia sunt importanți, da? Ne uităm să atragem pentru a susține, să spunem, lansarea comercială a lui Benefito Mobile de la investitorii care vor fi dorniți să investească în societatea noastră aproximativ 150.000 de euro. Prețul pe acțiune va fi de 15 euro pe acțiune. Ceea ce este important este că investitorii trebuie să știe că își vor recupera acești bani în doar 2 ani de zile. Uitându-ne la ceea ce practic previzionăm și dacă luăm în considerare EBITDA pe care îl vom avea, să spunem, la 5 ani, și dacă multiplicăm acel EBITDA de 5 ori, practic valoarea companiei va ajunge la 28-30 de milioane după 5 ani de zile. Banii investiți vor genera de 4 ori mai mult decât s-a investit, respectiv avem un randament de 400%. Bineînțeles că compania va avea o valoare semnificativă peste câțiva ani. Există posibilitatea și ne propunem să ne listăm la bursa de valori, ceea ce va da posibilitatea investitorilor să aibă opțiunea de a ieși la prețurile stabilite de către piață. Dar știi că și noi pregătim o piață de lichiditate. Sperăm, nu știu dacă anul ăsta reușim, dar e în planurile noastre pentru investitorii din platforma Sibling. Da. Iar pe de altă parte, trebuie să ne uităm că alte MVNO-uri similare, cum va fi Benefito, au fost achiziționate chiar de către operatori mobili din piețele respective pe bani grei, vorbind de sute de milioane de euro pentru dimensiuni similare pe care o va avea și Benefito. Nu este de omis faptul că există opțiunea și posibilitatea ca un mare lanț de magazine care își dorește să aibă propriul mecanism de atragere și de fidelizare a clienților să achiziționeze Benefito și să îl rebranduiască pe rețeaua lui de magazin, astfel încât să aibă propriul mecanism de fidelizare și de atragere de clienți. Cam asta este. Eu cred că sunt toate ingredientele pentru un business de succes, așa că sunteți mai mult decât bineveniți să investiți în Benefito. Mulțumim frumos, Marian. Avem deja curg întrebările și o să le iau în ordine apariției. Avem și pe chat una, dar vă încurajăm să le adresați pe modulul de Q&A pentru că le urmărim mai bine acolo. Prima întrebare pe care am primit-o pentru Bogdan, e interesant cum ai spus, dacă reușim în România, atunci reușim oriunde. Nu e chiar așa. Asta e citatul din Bogdan, adică nu e chiar așa. Poți să detaliezi puțin acest lucru? A fost mai ușor de lansat aplicația în America în comparație cu România? Cum s-a întâmplat asta?
Da, categoric e mai ușor. Pentru noi a fost mult mai ușor în America. Bineînțeles, nu o să generalizez. Poate sunt idei, startup-uri care merg mai bine în România, sunt, nu știu, legate de ceva ce se întâmplă aici, dar în general, dacă stai să te uiți, ok, cât e piața pe care poți să o atac, cunosc startup-uri care vor să facă, spre exemplu, device-uri pentru healthcare, da? Un device de sănătate. Cât e piața adresabilă din România, cât poți să vinzi în România, astfel încât să merite să începi din România versus a te concentra Europa de vest sau chiar state sau alte piețe. Știi? Și la fel și pentru noi. Pentru noi tot timpul e, când discutăm cu antreprenori români, să zicem, un proiect poate să coste 50.000 de euro. Oh, e prea scump. Eu plătesc un salariu de 2.000 de lei pe lună și am rezolvat problema. Știi? Dar, pe urmă, când ce facem noi, total cost of ownership, multă analiză de genul ăsta, stai puțin, că ăla-i salariul net, salariul brut cât e? Ah, păi stai că e dublu. Și cât te costă să angajezi omul ăla? Păi stai că mă mai costă și mai intervievezi 10 oameni și mă mai costă iadurile și nu știu ce. Și omul ăla produce din prima zi, stai că durează 2-3 luni până să-l trainezi. Și omul ăla stă forever cu tine, nu, stai că la 2 ani trebuie să angajezi altul, știi? E, și okay. Când plezi așa, o să vezi că omul ăla de fapt te costă 30.000 pe an când raportezi la un an. Și de fapt în 4 ani, dacă să faci un costul total cost of ownership, te costă 120.000. Și dacă înlocuiești 5 oameni, cât te costă de fapt să nu te digitalizezi. Și conversațiile astea sunt greu de avut pentru noi în România, în afară, unde oamenii sunt mult mai antreprenori în general, au o educație financiară mult mai bună decât... Mai pragmatici. Gândesc pragmatic, da. Câți bani pot să salvez sau câți bani pot să fac dacă adopt chestia asta? Știi? E prea scump relativ la ce? Știi? Cool. Foarte adevărat. Mulțumim frumos. Întrebarea pentru Mihai. Din câte știu... Citesc întrebarea ca tare. Din câte știu, chiar Amazon are ceva dezvoltat, ceva în direcția asta. Ce faceți voi nou în plus față de ei? Amazon Live, mi se pare că se numește acest modul al Amazonului. Știi de el? Da, sigur că da. E și singurul. Amazon, înainte de pandemie, avea undeva la 4% din totalul retail-ului american. Ceea ce este foarte mult, este extrem de mult. Și au crescut pe undeva până la 6% din totalul retail în condițiile în care tot e-commerce-ul era 11%. A mai crescut în 2020. Probabil se va stabiliza pe în 2021 undeva la 5% din totalul retail-ului american. Restul de 95% de retaileri din US și din piața europeană și din practic toată piața nord-americană și europeană nu sunt acoperiți în zona asta de live stream shopping. Amazon este o anomalie tehnologică. Sunt genul de companie care iau o companie care produce roboți cu 15.000 de produse roboți și creează warehouses complet automatizate cu 250.000 de roboți în 3 ani. Nu există nicio altă companie care să poată să facă lucrul ăsta. În practic, noi deservim restul de 95% din piață, care nu este Amazon și care este, de fapt, competiția lui Amazon din punct de vedere al live stream shopping. Ok, mulțumim frumos, Mihai. Bogdan, mai revin la tine cu o întrebare, după care trec la Marian, deși mai sunt câteva întrebări pentru Planter Map, dar să mixăm un pic între voi. Ce faceți voi diferit față de UiPath, de exemplu? Îmi place comparația. Ce vă face pe voi să ieșiți în față în competiția cu multitudinea de startup-uri care oferă low-code platforms? Dacă poți să punctezi asta în câteva... Da. Atât RPA-ul cât și low-code-ul rezolvă problema de transformare digitală, dar o rezolvă din perspective diferite. Cu Planter Map, spre exemplu, faci un sistem unde omul se loghează cu un cont al lui de user, spre exemplu, să zicem, o platformă de vânzări, da? Un CRM. Te loghezi, vezi clienți, browsezi, dai click pe niște butoane care în spate poate să aibă niște roboți care fac niște treburi. De obicei, RPA-ul nu are interfața asta cu utilizatorul final. RPA-ul mută niște date dintr-un loc în altul sau face niște pași dintr-un proces. Dar nu e procesul mare, nu e sistemul mare. Și sunt niște tehnologii complementare, nu sunt, de obicei nu e aleg RPA sau low-code. De obicei, dacă ajungi, poți ajungi chiar să le folosești complementar în aceeași soluție. Și a doua parte a întrebării, ce facem noi să ieșim... Diferențiatorii față de competiție. Exact, să ieșim, să ne diferențiem față de competiție. E tocmai abordarea asta fresh a noastră, să includem
oamenii mai tehnici în mișcarea low-code. Pentru că tradițional low-code, oamenii care se duc după low-code, e că n-ai nevoie de programatori, poți să faci cu business user sistemele. Poți să faci sisteme cu business user până într-un anumit punct, când te lovești de ziduri și ai nevoie de complexitate ca să-ți rezolvi problemele specifice. Și atunci, cum fac majoritatea platformelor, au procesul decuplat. Adică acum aducem echipa de programatori, le dăm task-urile astea, iterează ei o săptămână, două, trei acolo și vin înapoi și ne livrează softul. Ei, noi am integrat și totul se întâmplă în aceeași platformă, într-un mod mai colaborativ, și de aceea avem noi povești unde sistemele sunt livrate într-o zi sau în două zile, comparativ cu procesul ăsta unde trebuie să dureze cel puțin o săptămână, două săptămâni, că așa lucrează echipele de development. Sper că am răspuns. Bine, mulțumim Bogdan. Marian, Benefito, poți să detaliezi go-to-market strategy? Deci dacă reușim să finalizăm cu succes această nouă rundă de finanțare, noi ne-am propus să ne lansăm comercial în trimestrul 2 anul acesta. Deci este nevoie de ceva timp până când să achiziționăm simurile pentru Benefito, să le distribuim în rețele de distribuție. Deci e ceva de muncă pentru a face produsul accesibil tuturor românilor. Deci trimestrul 2, anul 2021, este targetul nostru. Ok. Și câteva referințe despre cost of customer acquisition și loan to value. Dacă asta vrea să însemne LTV, estimat? Deci sunt preconizații a atrage în acest prim an de operare undeva la 35-36 de mii de utilizatori, fapt ce va face ca să fim pe break-even. Cu alte cuvinte, intrăm pe break-even undeva la 35-36 de mii de utilizatori. Ok. Este LTV, LTV, de fapt, acum îmi spune, okay, e vorba de lifetime value for the customer. LTV, asta e, loan to value e deficiență bancară, că am spus loan to value. Ai o estimare de lifetime value for the customer? Păi, ce se întâmplă? Deci, având în vedere că, practic, utilizatorul nostru beneficiază permanent de reîncărcarea creditului de pe urma achizițiilor pe care le va face, probabilitatea să rămână cu acest SIM card care îi aduce credit pe telefonul mobil este pe termen lung. Este greu acum să vin să precizez cât de lung va sta cu noi un astfel de utilizator, dar pot să vă spun că, spre deosebire de celelalte SIM-uri prepaid sau celelalte rețele de prepaid care au un churn ridicat, noi nu întrevedem o rată de churn atât de ridicat pe produsul nostru. Ok. Întrebări suplimentare pentru Benefito. Cum puteți concura cu companiile mari care ar putea implementa modelul vostru imediat? Care e providerul cu care... Stai că ți adresează-le separat. Concurența cu companiile mari. Păi răspunsul este simplu. Concurența este foarte dificil să răspundă la propunerea pe care o vom avea noi. De ce? Pentru că, pe de o parte, ei nu au decât un singur produs de prepaid, fără să fie împachetat cu produse din zona de retail, da? De bonificare a creditului pe telefonul mobil. Iar, pe de altă parte, produsul nostru este mult mai accesibil decât produsele puse de către operatorii mobili pe piață, care au o minimă valoare de 5-6 euro. Produsul nostru va fi sub această valoare, iar operatorii mobili, dacă ar introduce un produs similar cu cel pe care îl vom pune noi pe piață, ar însemna să-și canibalizeze toată baza de clienți prepaid, ceea ce ar însemna ca peste noapte să piardă milioane de euro, lucru pe care nu-l vor face, cu siguranță. Deci este foarte greu de replicat de operatorii tradiționali din România modelul pe care îl propunem noi. Ok. Câteva informații despre providerul cu care lucrați și modelul de parteneriat. Deci, principalul partener pentru Benefito este, practic, Veridian System, care este platforma care facilitează lansarea de operator mobil virtual din România. Benefito are un contract cu Veridian și, implicit, îi va pune la dispoziție toate serviciile necesare de care Benefito va avea
nevoie pentru a funcționa ca un produs de telefonie mobilă. Inclusiv contracte de roaming vor fi asigurate de către Veridian, inclusiv acordurile de interconectare ca să permită traficul național și internațional. Deci totul va fi furnizat de către această entitate da, care s-a specializat. Dar mai departe, Veridian, din câte știu, are parteneriat cu Telecom, dacă nu mă înșel? Da. Pe lângă faptul că noi suntem componenta de platformă ITIS, era nevoie și de o componentă de rețea fără de care nu poate să există un produs de telefonie mobilă. Și noi avem un contract pe termen nelimitat cu Telecom România, rețea pe care deja operăm și alte servicii. Ok. Ultima întrebare ca să trecem la Mihai. Care este clientul targetat? Din câte am înțeles, va adresa segmentului retail. Profilul, un profiling, dacă poți. Da, cu siguranță. În general, produsul de prepaid este un produs de retail. Da? Deci nu targetăm segmentul de business, dar nu trebuie să uităm că segmentul acesta de retail pe piața din România reprezintă cam 50% din piață, deci vorbim de o piață de 10-12 milioane de SIM-uri. Noi credem că vom reuși să atragem cel puțin 2-3% din toată piața de telefonie mobilă din România, deci aproximativ 4-5% din piața de prepaid. Lucru care, prin mecanismul pe care îl propunem, este foarte fezabil. Ok. Mulțumim, Marian. Cu mare drag. Mihai, diferența, care e diferența dintre filozofia e-commerce asiatică și cea vestică? Înțeleg că live streaming shopping merge bine în China, oare va funcționa și în state? Noi credem că da. US are o istorie foarte bogată de 40 de ani de... Ei îl numesc QVC, ceea ce înseamnă teleshopping, care este practic și inspirația în China pentru ceea ce s-a întâmplat în live stream shopping, adică ideea de a combina entertainment-ul cu cumpărăturile. Diferența pe care pot să observ și probabil a observat-o și Bogdan este că americanii au niște vârfuri de adopție, gen Silicon Valley, New York, Austin, să zicem, iar apoi restul țării este puțin în urmă. Dar când vine cu un potențial financiar pe care nu poți să-l înțelegi decât dacă ajungi acolo și vezi ce se întâmplă. Credem că, practic întrebarea este, credem că americanii vor consuma entertainment și shopping? Da, e absolut. Ok. Avem un calup de întrebări destul de detaliate pentru Bogdan, dar nu cred că apucăm să le adresăm pe toate. Unele sunt destul de tehnice și financiare. Vom distribui și adresele de e-mail. Avem acceptul celor trei fondatori și post-webinar o să distribuim și adresele pentru a discuta și separa detalii mai tehnice. Preiau totuși una din cele întrebări, că să vedem care e un pic mai generalistă. E ultima din câte văd aici, mai puțin tehnic. Da, în rolul tău de CEO, Bogdan, pe măsură ce compania crește, o să fii tot mai ocupat cu partea de business și raising money. Cine poate prelua contribuțiile tale tehnice la dezvoltarea produsului? Plănuiești să angajezi un CEO sau să rămâi focusat pe produs și dezvoltarea produsului poate fi preluată echipa viitoare? Da, eu nu mai fac programare de vreo 5 ani de zile, ca să înțelegeți. Eu, asta e rolul meu acum, CEO, fundraising, vânzări, am ocupat rolul de vânzări și pentru că nu aveam pe nimeni, acum avem pe cineva în New York. Avem echipă de programatori, am văzut și întrebarea referitoare la senioritate. Aici aș menționa că, da, într-adevăr, avem și programator junior, avem și programator senior, dar cum să zic eu, calitatea unui produs nu este suma părților unei echipe. Calitatea unei echipe este exponențială, cum e vorba românească, unde-s doi puterea crește. Da? Deci o echipă e dincolo de a fi junior, senior, este și experiența pe care o avem noi, cultura pe care o avem noi, fiind și într-un business de developer tools înainte timp de 10 ani, toate astea e un know-how, o cunoaștere, dar și o coeziune a echipei și procese și multe lucruri
dincolo de calitățile individuale ale fiecăruia. Ok. O să vedem dacă mai avem timp pentru încă un turscu de întrebări, dar acum aș reveni un pic la Mihai. Ce fel de investitor vizați și care este suma minimă cu care se poate intra? La a doua parte pot răspunde eu. Vor fi două componente ale campaniei, una adresată pentru OVEIT, una adresată investitorilor din categoria noastră de elite și clasic, după care intră la campania publică, care va începe joia viitoare, nu, Mihai? Asta e calendarul. Campania publică și conform regulilor pe care le avem deja de la începutul existenței Seedblink, suma minimă de investit e 2500 de euro, evident în lei, ca aport la capital social, sau multiplu de 2500 de euro. Deci din 2500 în 2500 avem și o limită maximă, dar aș trece la prima parte a întrebării. Mihai, ce fel de investitor ați căutat voi? Motivul principal pentru care suntem aici este încrederea pe care o avem în partenerii de la Seedblink. Noi discutăm de, dacă nu mă înșel, de 2 ani sau și am văzut cum evoluează lucrurile și noi n-am mai încercat și foarte probabil nu vom mai face o listare publică până la un eventual IPO. Este singurul moment în care ne dorim să avem alături de noi oameni care cred că există un viitor mai bun pentru comerț decât cel pe care îl avem acum și că ăsta este un punct de turnură. Ne dorim oameni care cred în misiunea noastră și care văd în istoricul nostru un indicator că lucrurile vor crește cel puțin la fel de bine în viitor. Ok. Să mulțumesc lui Bogdan, Bogdan din audiență. Nu pot să-i spun numele complet, dacă va fi live evenimentul, sau poate îmi dă acordul, dar nu știu. Pentru multiple întrebări, cum promiteam, o să ai legătura direct cu Bogdan pentru a-ți răspunde. Și mai avem timp de un singur tur de masă, cu o întrebare similară celor trei investitori pe care o să adresez eu așa pe final, înainte să facem și poll-ul cu survey-ul cu dacă ați investi în companiile lor. Trei puncte importante pe care le considerați voi importante, Bogdan, Mihai și Marian, pentru de ce ar intra investitorii prezenți la evenimentul de astăzi și cei care urmăresc campaniile de pe Seedblink, de ce ar intra în povestea voastră? Trei argumente pe care le considerați voi cele mai importante. Bogdan, tu probabil că o să mai intri în alte campanii, deci poți deja să-ți pregătești speech-ul, chiar dacă nu am campanie încheiată. Bine, încep eu, am înțeles. În primul rând, low-code este o piață foarte mare, foarte hot, deci suntem, dimensiunea pieței este acolo, e chiar mai mare decât râpa, așa ca imagine. Doi, avem nevoie de mai multe povești de tech giants care să plece din România. Da? Și asta trebuie să se întâmple pe piețe mari. Și trei, este un avantaj care îl văd și eu și de partea cealaltă ca investitor. Equity crowdfunding este un instrument fenomenal, pentru că dacă stai să te gândești înainte ca, nu știu, un investitor mărunt, ce făceai? Nu știu, imobiliare, atât îți permiteai. Nu îți permiteai să fii acționar în UiPath, pe exemplu. Nu aveai acces să fii acolo. Acum, cu astfel de instrumente, ai acces să fii acolo, ceea ce e minunat. Cam asta ar fi mai top 3. Super. Dau legătura lui Mihai. Primul ar fi că argumente convingătoare, da, pentru investitori. Primul ar fi că acesta este momentul în care avem cea mai mare schimbare în comerț din ultimii 70 de ani. Este momentul în care acum 15 ani s-a născut Amazon. Deci cineva din spațiul acesta live stream shopping va fi ceva mai mare decât Amazon. Avem șanse să fim noi, dar chiar și dacă nu suntem dintr-o piață de un trilion, cred că ajunge ceva și la noi. Noi credem că noi vom fi unul dintre lideri și anume liderul pe live stream shopping software. Al doilea argument este că avem
o tracțiune dovedită în companie, am construit și am distribuit global tehnologia de cashless payments și live shopping în in-person experiences. Schimbarea este, evoluția este un pas mic față de ceea ce am demonstrat deja în, în ultimii ani. Și al treilea este că avem puncte de distribuție în principiu în toate punctele strategice globale pe care am vrea să le atingem. US, Africa, Japonia, către Asia și Europa din, din două puncte, UK și Ireland și restul Europei. Mulțumim frumos, Mihai. Și nu în cele din urmă, Marian, cele trei argumente pe care le vezi importante în relația cu potențialii investitori. Trebuie să vă spun în primul rând că, practic, Benefito va aduce în premieră pe piața din România un mecanism inovativ de atragere și fidelizare de clienți, de care, cu siguranță, cei care știu bine piața de retail își dau seama că este absolut nevoie. Retailerii au nevoie de ceva inovativ cu care să continue să aducă oamenii în magazinele lor. Totodată, dacă ne uităm din perspectiva produsului telefonie mobilă, este exact produsul de care are nevoie un segment semnificativ pe piața din România, care la acest moment nu este deservit în mod corespunzător cu un produs specific pe profilul lor de consum. Și ce pot să vă mai spun este că de obicei, în corporații se stabilesc anumite obiective personale pe care de preferat să le atingi dacă vrei să mai rămâi. În cazul Benefito, am avut privilegiul să stabilesc singure obiective, așa că am pus cifre mai mici în business plan ca să fiu sigur că le ating. Deci, în realitate, Benefito poate să ajungă la 506.000 de utilizatori față de 300.000 cât avem în business plan, la un profit de aproximativ 10 milioane de euro față de cele 6 milioane din business plan, ceea ce face ca valoarea companiei după 5 ani să se apropie de 70-80 de milioane. Deci eu cred că e păcat să se rateze această ocazie de a se investi într-un astfel de mecanism și model de business. Mulțumim, Marian. Încheiem în trombă, dar nu înainte de a vă ruga să ajutați cu un foarte scurt feedback cei trei fondatori prezenți astăzi. Colega mea să afișeze un poll, cum vă spuneam. Vă rugăm să răspundeți la fiecare dintre cele trei companii prezente astăzi, dacă ai investi în Oveit, da sau nu, ai investi în Plant&App, da sau nu, și ai investi în Benefito Mobile, da sau nu. Așteptăm un număr cât mai mare de voturi ca să fie relevant nota și feedback-ul pe care îl dăm celor trei fondatori. Am avut un număr, a zice, record de audiență astăzi. Vă mulțumim. Înseamnă că începem un an sub auspicii de interes pentru piața startup-urilor tech. Și nu putem fi decât încrezători că împreună cu companii de calitate și inovatoare și, în ultimul rând, cu fondatori etici și deschiși la adaptarea asta pe care o presupune permanentă schimbarea a piețelor și chiar a societății, nu putem face decât bine împreună. Gata, a dispărut polul, înseamnă că am obținut un feedback relevant. Încă o dată mulțumiri, vom împărtăși în mod personalizat notele cu cei trei fondatori prezenți astăzi. Polul e anonim, am uitat să vă precizez asta. Încă o dată să avem un an bun împreună și să auzim numai de bine. Și revenim cu noi fondatori cel târziu în luna februarie, dar cu Oveit, de fapt, ne vedem și mai repede pentru o categoria elite clasic de investitori. O seară bună și numai bine. Mulțumim, Bogdan, Mihai și Marian, pentru prezență și pentru convingerea cu care v-ați susținut startup-urile. Mulțumim. Seară bună tuturor. Seară bună.